De numai câteva minute a început parada ansamblurilor folclorice de la gară și până în piața Mihai Viteazul. Aceștia vor merge în văzul tuturor târgoviștenilor. Ansamblurile din Italia, Turcia, Bulgaria, Republica Moldova, Fir de Dor din Târgoviște, Bosilce, aparținând comunității bulgare din cartierul Matei Voievod, Flor Dâmbovițene și Ciuleandra, au parcurs un traseu bine stabilit de la gară pe Bulevardul Mircea cel Bătrân, Calea Domnească, Bulevardul Libertății și până în piața Mihai Viteazul. Artiștii au făcut senzație printre trecătorii care s-au oprit din drum să-i admire. Au defilat în costumele tradiționale, au cântat și au dansat spre deliciul tuturor. S-a făcut potecă printre târgoviștenii adunați să admire parada ansamblurilor folclorice, iar mulți dintre ei chiar au mărturisit că așteaptă acest eveniment de un an de zile. Pe timpul spectacolului a început să plouă torențial, însă folcloriștii turci care evoluau în acel moment au dat dovadă de profesionalism și au continuat să danseze. Nu vă place? Ne place! Foarte mult! O să participați la toate evenimentele organizate cu ziua cetății? Depinde de timpul care o să l-am la dispoziție. Deci am așteptat un an întreg acest eveniment. Sincer vă spun. Cum vi se pare ideea organizării unei astfel de parade? Foarte frumos. Vă place că au fost aduse și formații, ansambluri din alte țări? Da, 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 da. Ați așteptat mult acest eveniment, organizarea acestui eveniment? Timp de 2-3 săptămâni chiar. Și de atunci ne așteptăm. Veți participa la toate evenimentele? Așa, să sperăm. Odată ajuns și în piața Mihai Viteazul, artiștii au urcat pe scenă și a fost dat startul festivalului. Pe timpul spectacolului a început să plouă torențial, însă folcloriștii turci care evoluau în acel moment au dat dovadă de profesionalism și au continuat să cânte și să danseze. De la paradă nu putea să lipsească primarul municipiului Gabriel Boriga, care a avut și un mesaj pentru târgovișteni de ziua lor. Aș vrea să luăm măcar puțin din ceea ce au însemnat olimpiadele în Grecia antică și măcar pe perioada desfășurării zilelor cetății, să încercăm cu toți să lăsăm deoparte orice dispute le avem, să ne bucurăm, să ne împrietenim, să ne adunăm cu toții în zonele unde se întâmplă lucruri și să participăm la ele bucurându-ne, pentru că este ziua noastră a târgoviștenilor. La mulți ani, Târgoviște, la mulți ani, târgoviștenii! Târgoviștenii sunt invitați în continuare să ia parte la spectacolul folcloric din piața Mihai Viteazul, care va avea loc pe 8 și 9 septembrie la ora 18 și duminică pe 11 septembrie la ora 19, când va fi și încheierea.